În practică, problemele sunt destul de complexe, mai ales la comunitățile vulnerabile. Și aceste comunități sunt într-un cerc vicios. În momentul în care nu au acces la educație, nu sunt competitive pe piața muncii. Dacă nu sunt competitive pe piața muncii, n-au loc de muncă, nu pot să-și plătească asigurări de sănătate, n-au venit, nu pot să-și educe copiii. Aceste servicii trebuie ca fi integrate pentru că ele se leagă. Nu poți să intervii doar la nivelul serviciilor de sănătate într-o comunitate dacă nu asiguri și servicii de educație sau programe de acces la muncă sau programe de formare. Ca tare, ideea de a oferi servicii integrate solicită și colaborare și echipe integrate pe palierul local și ca tare apreciez că este o inițiativă pozitivă. Doar simplul fapt că se gândește o echipă integrată la nivelul diferitelor comunități care să lucreze împreună, să aibă o intervenție integrată pe mai multe domenii simultan, astfel încât să rupă cercul vicios în care se află aceste persoane.